Vreau să vă zic cum arată din punctul meu de vedere ghilotina perfectă. În primul rând, în momentul în care iau priza, vreau ca acesta să fie pe bărbie. Mă interesează palma mea să-i prindă bărbia adversarului într-un chin strap, da? Vreau ca umărul meu, care prins bărbia, să fie peste umărul celuilalt. Vreau ca priza să fie foarte strânsă, da? Nu vreau să fie luz, largă, da? Vreau să fie strânsă de la bun început, ca adversarul să nu poată să-mi tragă mâna de acolo. Ulterior, inserez mâna cealaltă ca într-un buzunar peste mâna mea, care a prins bărbia. Și vreau să mă apropii cu bazinul cât mai mult de bazinul partenerului sau adversarului, dacă vorbim de un meci, da? În momentul acesta vreau să ridic și să răsucesc ca și cum aș scoate mâna rotindu-i lui capul, da? E și presiune la nivelul arterelor, cât și rotația care e destul de neplăcută pentru musculatura gâtului.